Igor Dodon nu este un președinte care să aducă o plusvaloare acestui teritoriu, în primul rând pentru că o funcție este umplută de conținut prin prestația persoanei. Noi respectăm de obicei și e firesc să respectăm o funcție. Putem să nu respectăm persoana, dar putem să respectăm funcția. În cazul lui Igor Dodon, cred că mulți cetățeni nu respectă nici funcția și nici persoana din cauza ieșirilor sale impardonabile la adresa unor concepte sfinte și dragi multor concetățeni de-ai noștri. Se face Eu cred că Igor intenționat Dodon face lucrul acest lucru acesta. intenționat, da? Pentru, Pentru pentru a că mări are această anumite prăpastie sau. interese și cred că lui Igor Dodon și susținătorilor săi din Federația Rusă le convine ca Republica Moldova să nu fie niciodată liniște. Ei încing spiritele în mod artificial.